No! Am stat într-un hotel și, bineînțeles, am ieșit eu pe hol și m-am întins și când mă uit în jos, mâncătoria mă aștepta. Ce era să fac eu? Bun dia! I-am zis, hai să mergem la mâncătoria asta, care avea și un mic aprozar. Vezi, mă, la așteptă fasole. Mâncare de căței? Fasole de toate felurile. Mâncare pentru căței, fructe pentru Doina, ciorbă de burtă pentru mine. Deci, gata, hai să mâncăm. Țin carne, paramic? Țin carne, cu carne. Până la piață să cumpere un kil de fasole, de ce mai luau ei pe acolo, ca să înțelegeți. Mâncători la ei sunt cum sunt la noi farmaciile și băcile. Mâncătorie de dimineață, mâncătorie de prânz, mâncătorie de seară. Ce lingură mare are, doamna. Ce mare e imensă. Fără să vreau pe unde mă așez, pe acolo mă împrietenesc cu lumea. Catalin? Catalin. Ok. Pe tu? Herman. Herman? M-am băgat cu doi în vorbă. Mă mă dor. You know about this place? You live around or what? No, we don't live around. We're nine teams. And we have only €1 per day to survive. No telephone, no nada. No telephone, no nothing. Și dai, unul vorbea engleză foarte bine, unul... Deci, we have a store close to here. Și ne-au spus că au un magazin drăguț. You can pass and see the place. Ăștia doi ne-au invitat la ei, la magazin. Și am spus, bine, hai duceți-vă voi înainte că facem check-out-ul. See you later. Bye. Bye.